Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Friday the 13 pe acest minunat canal. Înainte de toate v-aș ruga să apăsați butonul de like dacă vă place ceea ce fac și doriți să mai postăm episoade cu Friday the 13. După cum v-am promis ieri, astăzi pun episodul cu Friday the 13 pentru că este Halloween. Știe toată lumea treaba asta, sunt în cameră, am lumina stinsă peste tot. Bine, am doar un bec aici, undeva în stânga, să, nu știu, să mă uit mai bine la monitor, dar restul este întuneric beznă la mine în cameră. Și vreau să încerc să mă sperii cu jocul ăsta. Știu, ar fi trebuit să încerc alt joc ceva mai scary, dar am zis că e de ajuns ăsta, sincer. Așa, după cum v-am zis, dacă vă place, apăsați, vă rog frumos, butonul de like. Dacă sunteți noi, să vă abonați dacă puteți și acel clopoțel e foarte important să îl porniți și să... Astfel veți fi anunțați când o să mai postez episoade noi. E tăcă, se știe treaba asta, oricum. Haideți să uităm aici, Jane Public Match. S-a băgat update pe jocul ăsta minunat. După cum s-ar putea să știți, pentru că era plin de hackeri, te băga în lobby-uri cu hackeri și... Na. De aici vă puteți da seama cum am eu level 150, n-am putut să scap de el. N-am avut ce să fac și... Da. Joc așa, oricum, am toate caracterele. Nu-mi dă cine știe ce facilități, ca să înțelegeți. Da? Așteptăm acum să ne găsească meciul. Nu știu exact cât de mult o să dureze, s-ar putea să stai la editare dacă durează mult, dar o să vedem. Ce faci? Oh, salut, bine. Ai YouTube? Da. Ai link-ul în... Cât s-a abonat pe YouTube? Intră pe link și uite-te. Cât? Intră pe YouTube și uite-te, că am link-ul în profil. Dacă faci băiatul mișto de canal, îi dau o mut. Asta e. Oricum, am văzut că sunt în jur de 3000 și ceva de oameni în joc. Se joacă toată lumea că este Halloween, este frumos tot ce trebuie aici. Și e mișto. Este și jocul la reducere, este 3,12€ dacă vrea și le ia cineva de aici, nu știu, de pe Steam. Cam așa l-am prins și eu când l-am cumpărat, dar oricum foarte frumoasă intenția, știți? Știți? Adică e super. Hai să vedem, o să mă dea ca și Survivor 100%. Nu înțeleg de ce am ping-ul cel mai mare, așa funcționează jocul ăsta, nu am ce să-i fac, sincer, băieți. Dacă mă duc eu în Steam, mi se pare dată regiunea aia pe România și... Da, este dată pe România. Netul meu e decent, să zic. Adică e bunicel. Asta pot zic. Și suntem în echipa aproape full de români. S-ar putea să fie băiatul ăsta, s-ar putea să nu... pe contul meu. Oricum, foarte mișto că dăm de români. Bine că nu sunt rusnaci, asta e foarte bine, oricum. Un minut și ceva de așteptat. Să vedem, mai intră, mai ies. Ne-a băgat și pe Pinehurst, să vedem și cum apa asta. E destul de mișto, sincer. Mie îmi place ca și mapă. Mamă, ce-i dălul ăsta, rupe. E destul de mișto. Mamă, și-am murdare ochelarii. Să sperăm că nu v-am suflat în microfon, că asta e. Oricum vreau și eu să văd, să înțeleg ceva din jocul ăsta. Ne bagă, nu ne bagă, ne-a băgat, frate. Suntem cu caracterul ăsta cu fundul mare. Și merge impecabil jocul, ca de fiecare dată. Se știe treaba asta, nu? A, închidem ușa. Baricadăm, o închidem și în partea aialaltă. Oare este... Hai să luăm capcana asta cu noi. Era să trec pe lângă sertarul ăsta, vrei să te mint? Să închidem și ușa elaltă. Să nu vine Jasonica. Așa. Și avem și radio-ul, care nu o să-l pornim acum. Deocamdată. Româna și mei nu știu unde sunt. Eu sunt singur aici, să sperăm că poate nu vine fix la mine din prima. Am găsit și prey de ăsta de heal. Avem și firecracker. Eu zic că e bine. Numai că eu nu o să pot să merg cu ăsta în mână prea mult, așa că... Stai că era să deschid ușa. Deci... E destul de ciudat sistemul ăsta de armat capcana, dar... Descurcăm. Trebuie să dai click și e destul de ciudat, sincer. Găsim și noi o armă, frate, pe aici sau... Nu prea. Se pare că nu prea. Ne ducem la următoarea casă, putem luta aici în liniște. Suntem la... Camarillo Camp. Oh. Super. E destul de greu de să-ți dai seama unde ești, frate, să explici genul unui jucător prin locațiile astea. Mai ales dacă n-ai hartă,
Imposibil, aproape imposibil. Bine, poți să te ghidezi după mașini și chestii, dar sincer mi se pare în continuare grea. Destul de greu. Am găsit walkie-talkie. L-am luat. Nu o să vorbesc cu ăștia să nu cumva să înjure sau ceva, că știu că s-a băgat ce ne-au pe fir. Și eu cam la episodul de Clash am cam forțat limitele. Acum să sperăm că nu-s chiar așa de răi și nu mă trezesc cu oameni de acasă. Poate. Și nu se uită fix la mine cu 200 de abonați, să fie clar. Apropo, eu la fiecare episod să mor eu că... aici a luptat cineva, lol? Sau am mai fost eu? Cred că am încurcat... Da, m-am încurcat borcanele. Da, băi. Deci la fiecare episod pe care îl postez eu, mai pleacă câte un abonat. Hâț! Așa să fie treaba. Nu știu cum funcționează, frate, algoritmul la YouTube, dar... Asta e, o să postez pentru că îmi place, nu postez pentru abonați, puteți să dați și dislike it, că vă zic eu că să dați like. Cum vi se pare episoadele, vă înțelegeți, adică nu-i obligatoriu, știi? Că îi vezi pe alții, că zic că e obligatoriu, că nu știu ce. A, frate, îți place și dai like, te uiți, nu îți place, nu dai like, ai plecat, știi? Oricum, eu îmi dau aici silința să iasă contentul cât mai ok posibil, cu ce am, cât am. Nu mă plâng. Bine, că mai zic că mai este lag așa. Asta e, mai ești de la jocuri. Na, cum putem. Am găsit și noi o de asta, o țavă. Îndoim țava de cap lui Jason. Ia pe aici mai găsim un spray de la șmecher. Nu mai găsim. Da, bă, se joacă toată lumea Friday. Deci e extraordinar ce cu jocul ăsta. Deci dacă dau un refresh, cred că sunt 5.000 de oameni în el. Da, cresc cu numerele, sunt aproape 4.000 de oameni. E super. Când vezi, când de fapt de obicei vezi în jocul ăsta maxim 200 de player, 300, știi? Dar poate nu. Nu o fi să moară de tot, știi? E un joc super, dar nu prea se mai bagă update-uri în el și că au avut niște probleme cu copyright-ul din câte știu și... Na. Cam asta e. Oricum, nu sunt extraordinar de multe buguri și probleme, adică nu le-am găsit eu, sincer. Haideți să mergem pe aici. O luăm pe drumeagul ăsta. Mare el, mai este puțin de optimizat chestii. A pus băiatul ăsta bateria. Bine, faza e că e Jason în spate, l-am văzut o leacă pe hartă acolo. Noi traversăm și plecăm, frate. Plecăm pe partea alaltă. E destul de ciudată harta asta, sincer. Uite-l. Poate nu vine fix la mine. Ei bun, cred că m-a lăsat. Era Jason prin zonă și nu... N-aș vrea să mor, frate, că... Măcar așa pentru episodul ăsta, să nu murim. Te rog. Hai că am găsit și case de lutat. Băi, deci ador casele astea cu o singură ușă, că nu trebuie să te deplasezi până în partea alaltă să baricadezi ușa, să chestii. Și de ce flicărești asta așa? Trebuie să-i întrebi pe băieții ăștia. Da, funcționează perfect jocul, n-are nicio problemă, băieți. Puteți să o cumpărați 3 euro, nu zic nimic. Bine, eu zic de parcă promovez jocul în vreun fel, dar... Nu, e destul de mișto. A, cu râm mă uit în spate, am apăsat din greșeală. Îl promovez pentru că e destul de mișto joc în continuare. Recomand. N-am nevoie cam deja. Walkie-talkie am și de-asta. Eu vreau să găsesc casa cu siguranța. Băi, știi careva casa cu siguranța? Că am găsit fuse-ul ăla. Poate știi careva. A, am găsit. Frumos. Punem ăsta, chemăm poliția. Poate n-o fi Jason atât de rău să ne bată. Este și cimitirul lângă noi. De acolo vine Tommy Jarvis în caz că omoară cineva. Este cineva omorât primul. Dar trebuie sunat. Mi se pare că nu a fost sunat încă. Da, mă, la fix le-a nimerit. Intrăm aici, baricadăm, sunăm. Pentru că fata mea o să cam țipe aici. Știți voi?
la telefon și mi se pare că se aude în plus. Și am crezut că a venit Jay să mâncava și că s-a auzit... S-a auzit cam un zgomot. Da, mă, dar ăștia ce fac? Văd că au pus o baterie ceva, dar... Sper că fac treabă, ia. Au făcut băieții. Au pus bateria aia, băiatul ăla, în rest, nu știu, se plimbă pe hartă. Cred că de așa au cumpărat joc cu oamenii. Adică nu știu, sincer. Nu m-am uitat pe profilul lor. Dar bănuiesc că... Mai ales că jocul mai ieftin, că una alta... Hai să căutăm telefonul ăla, zic, dar mă uit și prin astea. Da, bă, frate. Unde o fi telefonul ăla mâncat? Mâncați aici sufletul tău. Uite-l, mă. Sunăm la telefon, că asta e foarte important. Da. A revenit Jason. Veniți repede, că altfel e groasă. E groasă, băiți. Și sper eu că ca peste maxim o oră să apare episodul pe YouTube undeva la 10 jumate. Eu am preconizat la 10 jumate, dar n-am reușit să intru să înregistrez atât de repede. Dar am încercat, frate, cât am putut și eu. Asta e. Pentru că n-am fost acasă, am fost plecat. M-am chinuit, încerc să postez acum câte un episod zilnic. Unu, am zis prima dată un episod două pe săptămână, dar încercam mai mult. Încercăm mai mult. Am văzut că s-a abonat și cineva. Vă mulțumesc oricum mult pentru abonare. Ziceam că s-au și dezabonat mai mult, dar asta e. Mă, dar aici în cimitirul ăsta nu găsim și noi ceva interesant. Trept. Oh, trepper. L-am prins pe băiatul ăsta în capcană. Înseamnă că e pe undeva, dar nu știu exact unde. Pandora, Panderosa, PES, mamă, ce denumiri, să moară frații mei. Aici ajungi în spate la cimitir, dar nu văd ceva, wow. Dă-te, dracu, cu muzica ta, că am crezut că vine Jason. Dar acum mă pun să mai fac stamina. Bă, începe deodată, fac Doom, Doom. Dum, dă-te, frate, morții tăi, că... Mamă, moare. Ce pe muzica așa, zici că vine Jason, dai muzica de la joc. Și tu dacă oprești muzica de la joc, baftă, că nu-l mai auzi pe Jason. Poate să... Știi cum face Jason lângă tine, n-are o treabă, ești nebun. Dar nu văd rostul locului ăstuia. Ah, e un camp aici, am înțeles, acum mai văd rostul. Și am găsit un cuțitaș de la dacă ne ia Jason în brățică, îl băgăm, știi cum? Că aici am gala sa mine. Bași cuțitul, frate. Baftă. Chainic. Mamă, ce fel m-am urcat pe chainicul ăsta, băieți. Vă dau și un viu? A? Vă dau și un viu, băieți? Da, golanilor, băgați mâna înapoi. Băgați puța înapoi, ești nebun. Băgați puța înapoi, că e groasă. Vreau să ajung și eu pe partea aia cu lacul să văd ce-o fi aici. Aici e închis. Mă, cum mama dracului se ajunge, mă, la chestia aia? Mă pierd pe aici, nu știu să mai ies. Vine poliția în... Mama, dar ce au ieșit băieții mei? Hai să temă ăștia trei. E bine, așa, ce pot să mai zic? Aici nu cumva putem să ne cățărăm? Dă-te... Bă, deci zici tu, frate, că nu poți să te cațări pe pietrele astea. Deci, în viața reală te putea... Bine, plouă și n-ar avea un fel de logică, dar... Nu cred că are atât IQ jocul, știți ce zic? Uite, e o singură ieșire, deci efectiv dacă Jason vine pe aici, te cam dus. Bine, e lat, dar... Ce mai, eu vreau să văd ce este cu rahatul ăla. Pe aici nu. Ah. Ce mama dracului o fi asta, mă? Aici nu pot să ieși eu? Aici stau mâncava și... Eu sincer aici stau până vine poliția, mă credeți? Că Jason n-are cum să mă afle aici, ești nebun, că el trebuie să intre prin apă în primul rând. Dă-te tu dracu că intri Jason prin apă. Valizele astea, da. Aici se termină harta. Poate mă blochez dracu pe aici, ești nebun.
că am văzut că se cam buguia acolo. Stăm aici. No sound. Și așteptăm să vedem unde o să vină poliția. Mai avem cât? Avem puțin de tot. Cred că episodul ăsta o să fie de 20 de minute, cam așa, pentru că, din păcate, vreau să-l postez și eu și să încerc să-l postez la 10:30, cât se aplaudează, cât se actez, fac și thumbnail-ul, băieți. Dacă nu, thumbnail-ul îl pun mai încolo și vedem. Cam zis să nu treacă Halloween-ul și să nu postăm absolut nimic, frate, horror pe canal. Oricum, mi-e place foarte mult seria de Clash. Acum nu știu, nu prea se uită lumea, am văzut că cea mai apreciată a fost seria de Dead by Daylight. 2 like-uri acolo, nu mai știu câte vizualizări, vreo 10. E ok, la modul că cât inactivitatea a fost pe canalul ăsta și câte shadow ban-uri are, eu știu că are multe shadow. Opa, a venit poliția. Și este în capătul celălalt al hărții. Dar cred că ajungem noi cumva, nu? Wow. Ar fi mișto să vină băiatul meu aici în apă și... Eu așa mă duc, ești nebun. Mamă, băie, zici, mi-este frică, sincer. Adică a băgat alea când spaima jocul ăsta. Bine, ne puteam juca și altceva, dar cred că o să încercăm mâine, o să continuăm mâine weekendul horror, să zicem așa, ca e Rafael. Mai ales că este și asta, adică îmi place vibe-ul ăsta horror. Și cred că prind și destul de bine episoadele astea horror, așa. Vă speriați pe voi, știți ce zic? Ha, l-a omorât și pe ăsta. Seek and destroy. Seek and destroy, ce înseamnă, băiți? Că nu știu limba engleză. Pare să merg pe drum sau? N-are cum să mă prindă băiatul ăsta. Deci poate să-mi facă ce vrea el, că nu mă prinde. Tu ești român, mă? Care mai ești în viață? You speak Romanian? Or English? Oh, Jason. Jasonica. Oh, cred că se bate cu asta, cu mașina. Lăsăm becul închis, că e lumină. Dă-te, dracu, și nu te mai bit. Bă, asta se împiedică pe drum drept. Dă-te, dracu, cu asfalt aici. Stânga, dreapta? Stânga, cred, da. Bă, mi-e frică așa că... Nu știu. Hai că ne îndrept... A fost de ce meciu, se putea și mai bine, sincer. Să scăpăm cu mașina sau ceva și nu te mai împiedica morții. Morții... Scuzați-mă, n-am zis nimica de morți. Ce nea? Nu, ne pare rău, ne pare rău. A fost o întrerupere, de-aia am plecat. Shift. Shift-ul, băieți, că ajungem. Are fata mea stamina, asta e cel mai mișto caracter. Dă-te dracu și ce mișto sunt îmbrăcat. Avem și flashlight. Da, băiți. Dăm și 360, uite. 360, băieți. Eu aș mai sta să-l aștept pe Jason să-i băgăm cuțitul, dar... Aia e, acum. Auzi, stă mașina asta în aer. N-ai tre... Auzi, da. A plecat fata... Auzi, mamă, prin mașină a trecut, ești nebun? Dă-te dracu că a trecut prin mașină. Wow. Da, mă, frumos. Și cred că trebuie să-l așteptăm pe băiatul ăsta. A scăpat? O, noi am scăpat frumos. Super, băieți. Da, mă, a fost de ce meciu. Mai sunt 4 minute, asta ce face? Asta stă afeca, ești nebun? N-are o treabă. Hai că stăm să vedem ce face băiatul ăsta. Da, mă, ce fel a zburat ușa aia, frate, ești nebun? Așa, deodată. Mă, dar eu nu pot să te cred că băiatul ăsta stă afeca. Lasă-o, frate, așa. Da, mă. E efectiv afeca, ești nebun, ia uite-l.
Aș putea face așa un thumbnail de horror, băieți. Ce ziceți? Ia stați-le să scot panorama asta. Când stă băiatul ăsta așa. Da, mă, uite, frumos așa. Chit că n-am jucat cu caracterul ăsta, asta e. De thumbnail, știți ce zic? Op, l-a găsit. Bă, ce fel a zburat ușa aia iarăși. What the fuck? L-a prins, îl omoară, îl omoară. F12. Pam, F12, băi, să facem thumbnail. Ia uite-l. Da, bă. Au, mișto. Mamă, ce a făcut. L-a călcat pe cap, i-a rupt pleanca în el și de bun. Da, bă, mișto. A rupt gura în el, săracu. Ce-i face, mă, în ce dă? That's my good boy. That's my good boy. Ia uzi, frate, are... Come home, sweetie. Da, mă, mișto, mișto. Super, super. Așa, am făcut XP-ul, tot ce trebuie. Așa. Oricum, pe noi nu ne interesează că nu mai este level mai mare de 150, dacă mă înțelegeți voi. Returning to lobby, nu știu ce. Da, mă, băieți. Hai să vedem. Ne dă return to lobby, ieșim în main menu, frumos așa, să fie prestanță. Și asta e începutul la weekendul horror. Așteptați până mâine, facem episod mișto mâine, am un joc super. O să mai postăm și cred că o să postăm... De fapt am mai multe jocuri horror, dar pe ăla alt o să-l postez altă dată, sincer. Pe ăla mișto, care e mai mișto, zic eu, o să fie. Da. Bun, cam acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați dacă sunteți noi pe canal, să porniți acel clopoțel, clopoțel, cum vreți să-i ziceți, și până data viitoare, numai bine, pa, pa!